Accident rutier ieri seară pe drumul național 73 la limita dintre municipiul Câmpul Lung și comuna Valea Mare Pravăț. În jurul orei 22 și 45 de minute, la numărul de urgență 112 s-a anunțat un accident rutier cu mai multe victime. Fără a adapta viteza la condițiile de drum, asfaltul fiind alunecos, o Dacia Logan de culoare albă, în care se aflau 5 tineri, circula dinspre Valea Mare Pravăț, iar în curba de la intrarea în municipiul Câmpul Lung, în zona cunoscută de localnici La Salcia Pretoasă, a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism de teren care circula regulamentar și în care se aflau alte două persoane. Imaginile surprinse la fața locului sunt terifiante. Mașinile s-au lovit frontal, iar persoanele implicate în accident, unele mai grav, altele mai ușor sau doar panicate, au primit îngrijiri medicale în ambulanțele venite de urgență la fața locului, după care au plecat în trombă la spital. O mașină de pompieri, 4 ambulanțe de la Câmpul Lung și Mioveni, dar și 3 echipaje de poliție au fost prezente la fața locului, timp în care circulația în zona a fost oprită pentru îngrijiri medicale și măsurători. La fel și asta după dreapta. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină în un accident rutier produs pe DN73. Accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, în urma căreia au rezultat 7 victime. Acestea au fost transportate de către 2 ambulanțe SMURD la CPU Câmpul Lung și 2 ambulanțe SAJ. La fața locului au fost prezenți și reprezentanții administrației domeniului public din Câmpul Lung, sosiți pentru a împrăștia material antiderapant pe șoseaua alunecoasă, lucru care, în mod normal, ar fi trebuit făcut de lucrătorii de la drumurile naționale, sosiți și ei într-un târziu în zonă, parcă pentru a inspecta locul. După aproximativ o oră și jumătate de la producerea accidentului, mai exact în jurul orei 0 și 15 minute, circulația a fost reluată.